Stimați spectatori, vă spunem bun găsit la emisiunea Transilvania Policromo, o emisiune care, așa cum am obișnuit, prezintă aspecte din viața minorităților naționale trăitoare în Transilvania, a comunităților etnice trăitoare pe aceste meleaguri, dar și aspecte legate de interculturalitate și multiculturalitate. În prima oră a ediției de astăzi, a emisiunii noastre, vă propunem subiecte care suntem convinși că vă vor menține alături de noi. Începem așadar ediția de astăzi a emisiunii noastre cu un subiect care ține paginile tuturor ziarelor și titlurile tuturor edițiilor de știri. Este vorba despre situația din Crimeea. Mai apoi, pentru că tot ne aflăm la începutul lunii martie, aducem în prim plan femeia și discutăm despre condiția femei la începutul secolului 21 și despre provocările bărbatului ca partener de muncă și viață al femeii. Vom continua ediția de astăzi a emisiunii noastre cu o altă discuție interesantă cu muzicianul, publicistul și traducătorul Marius Tabacu. Vom vorbi despre figura emblematică a lui Miklós Bánffy și despre un eveniment recent cultural legat de lectura din versiunea română și germană a primului volum din trilogia Transilvană. Vom reveni cu Transilvania Policromă după ora 18:30 cu reportajele Transilvaniei Policrome. Spuneam însă că ultimele zile au adus o înrăutățire din nou a situației din Ucraina. De data aceasta, întreaga lume stă cu ochii pe Crimeea, poate cea mai rusofonă regiune din țara vecinii. Discutăm și noi despre acest subiect alături de invitatul meu din studio, domnul Eckstein Kovács Péter. Bun găsit, domnule! Bine ați revenit, de fapt, în studioul nostru, domnule Eckstein Kovács Péter, fost consilier prezidențial pe tema minorităților naționale și ministru delegat pe aceeași temă. Bun găsit încă o dată! Iată că spuneam că această situație, până la urmă, motivul, pretextul sub care a fost ea generată, a fost acela că Rusia a dorit să-i apere pe etnicii ruși din acea zonă, din Crimeea. Cum comentați dumneavoastră această parte, acest aspect? Bine, acum și Ucraina este o țară cu foarte multe minorități și aici înțelegerea dintre minorități, desigur, este și cred că va fi o valoare. Acum, intervenția Rusiei, dacă vreți, poate să fie motivată în fel și chip. Până la urmă, ceea ce este dirimant din punctul meu de vedere, și aici nu este punctul meu, care sunt un cetățean clujan, politicienii din Uniunea Europeană, din Statele Unite, chiar și cei din China, spun că aceste intervenții manu-militari nu sunt agreate nici de comunitatea internațională, nici de tratatele în vigoare și întotdeauna aceste intervenții militare, spun eu, fac ca o situație să se complice în loc să se rezolve. Și aici, în Europa, de foarte multă vreme n-am avut intervenții de acest gen, ceea ce, desigur, îngrijorează comunitatea internațională. L-avem acum legătură telefonică directă și pe colegul nostru Liviu Iurea, corespondent TVR. Bun găsit, Liviu! Bună seara! Liviu, spune-ne, de acum se tot discută că Rusia și Ucraina sunt pe picior de război. Tu ai fost acolo în mijlocul evenimentului, te-ai aflat, ai fost în mijlocul evenimentului atât ale celor de pe din Kiev, de mai întâi ce s-a întâmplat deja în Ucraina, cât și în Crimeea, acum te afli în Moscova. Sunt Rusia și Ucraina pe picior de război? În proporție de, să zicem, 50%, da. Situația este destul de tensionată, nu putem spune că sunt ambele tabere pe picior de război. Într-adevăr, Vladimir Putin, președintele Rusiei, are mâinile dezlegate, are acea undă verde din partea legislativului rus, Consiliul Federației, care a agreat ca șeful statului, comandatul suprem al Rusiei, Vladimir Putin, poate decide folosirea forțelor armate pe teritoriul Ucrainei, tocmai motivând faptul că apără interesele concetățenilor săi, minoritatea rusă din Crimeea.
SUA a solicitat chiar astăzi trimiterea imediată de către observatorul OSCE în Ucraina pentru protejarea drepturilor minorității și respectarea integrității teritoriale. Crezi că acest lucru va ajuta în potolirea situației destul de tensionate care deja există acolo? Sincer să fiu, nu prea cred, pentru că dacă să luăm un conflict înghețat de mai aproape de granițele țării noastre, mă refer la Transnistria, comunitatea internațională de mulți ani insistă și Republica Moldova, Chișinău, insistă tocmai pe aceeași lucru, înlocuirea trupelor ruse de menținere a păcii de la granița administrativă dintre Transnistria și Republica Moldova, tocmai înlocuirea acestor forțe armate cu observatori internaționali sub egida OSCE. Mă îndoiesc, mai ales acum când situația este destul de tensionată, ca autoritățile de la Moscova să accepte să se tragă trupele din Crimea, care oricum sunt dislocate și staționate acolo prin prezența flotei ruse la Marea Neagră, mă refer la portul Sevastopol. Mă îndoiesc că va accepta peste noapte să plece de acolo și să accepte observatori internaționali. Luând cumva exemplul Ucrainei, au fost și câteva proteste semnalate în Rusia, proteste care au fost cumva înăbușite în fașă. Înseamnă că oarecum și rușii au reacționat și au vrut împotriva lui Putin, bineînțeles. Cum este situația acolo de la fața locului? Ce ne poți spune despre aceste inițiative? Este într-adevăr vorba despre societatea civilă, deci eu eram sâmbătă trecută, nu asta, cealaltă. Eram chiar la vila lui Ianucovici de la Meșgorie, la 25 de kilometri de Kiev. M-am întors duminică seara la Moscova și deja am auzit că lumea se îndreptase, moscoviții chiar spre Piața Roșie, cu cauciucuri în mână și cu pietroaie, luând, de exemplu, militanților pro-europeni de pe așa numitul Euromaidan din Piața Independenței din Kiev. Aici, însă, în Rusia, legile sunt cu mult mai drastice. Vladimir Putin a avut grijă în urmă cu 2 ani de zile să schimbe legislația, să o facă cu mult mai dură în ceea ce privește demonstrațiile, acțiunile pașnice. Toate aceste acțiuni trebuie să fie girate de municipalitate, să există un acord în acest sens, în caz că nu există asemenea accept, municipalitatea, forțele de ordine au toată mâna liberă să recurgă chiar și la forță și să îi ridice pe acei cetățeni care vor să protesteze pașnici. De aceea și zilele trecute, ieri, toată ziua, în mai multe locuri din Moscova și în Piața Manejului și lângă Piața Roșie, au încercat mai multe grupuri, chiar și în fața Ministerului Apărării, tocmai să protesteze împotriva potențialului război pe care ar putea să-l declanșeze Vladimir Putin împotriva Ucrainei. Însă toate aceste persoane, sunt multe cifre vehiculate. S-a vorbit și de 45 de persoane arestate, s-a vorbit și de 360 de activiști anti-război care au intrat în dubele poliției de la Moscova. Cert este că toți cei care au încercat să protesteze și în cadrul unui proces neautorizat au fost călcați de poliție. Tocmai au forțele de ordine folosindu-se de legislația în vigoare, cum că asemenea proteste neautorizate trebuie înăbușite, cum spuneți, chiar din fașă. Îți mulțumim foarte mult, Liviu, pentru intervenția ta. Iată, domnule Ștefan Kovács-Peter, că acolo situația din nou, deja de atâtea luni de fapt în Ucraina, situațiile și ecuația, așa, cifrele ecuației se schimbă de la un moment la altul. Nu știm, astăzi vorbim despre anumite lucruri, mâine deja probabil vom vorbi despre altele în ceea ce privește. Și iată, acum în centrul atenției se află această provincie, Republica Autonomă Crimea, care de fapt până la urmă nu a fost a Ucrainei. Să încercăm să conturăm puțin, poate ne ajuta să conturăm cumva Crimea din perspectiva aceasta istorică. Cum a ajuns ea să aparțină Ucrainei și de ce acolo trăiesc atât de mulți etnici ruși, care până la urmă de acolo totul pornește și acolo este pretextul, vorbind de etnici ruși, Rusia vrea să-i apere, ei nu recunosc noul guvern de la Kiev.
Bine, aici cred că sunt niște fapte, nu sunt istoric și n-aș merge până în Evul Mediu sau mai departe. Mă, până la Stalin. Ce-a fost. Dar cert este că cel puțin o legendă urbană spune că Crimeea a fost dată Ucrainei de către Nikita Hrușciov, care a avut o soție ucraineancă și în Uniunea Sovietică ai ținut de una dintre republici sau de alta, prea mare relevanță nu era, pentru că Moscova avea un control total ale acestor republici. Deci, la un moment dat, a trecut, să nu intrăm în rolul tătarilor, care erau o populație, este și acum o populație importantă în Crimeea și care au avut parte de o istorie foarte grea din acest punct de vedere, cu deportări în masă în perioada stalinistă. Mulți s-au reîntors și acum avem un puzzle, dacă vreți, de minorități. Nu vorbesc acum decât de principalele trei. Sunt rușii care sunt într-adevăr majoritari, peste 50%, aproape de 60%, peste 25% ucrainieni și restul tătari. Deci e pe undeva un echilibru între minorități cu o majoritate rusă. Ceea ce mai contează acolo, desigur, este rolul ca și port militar sau mai multe porturi militare în Crimeea, care au un rol strategic pentru flota rusească, care au și menținut un control peste această, ca să zic așa, facilitate militară. Deci situația este încordată. Așa, cum spuneam, președintele rus Vladimir Putin și-a justificat aducerea armatelor, aducerea trupelor militare prin această așa zisă apărare. Cum credeți că totuși s-ar putea altfel rezolva o astfel de situație, dacă să zicem că ea ar fi generată și ar fi reală? Cum s-ar putea rezolva altfel decât printr-o astfel de intervenție militară? Această intervenție militară este de neprimit, pentru că nu rezolvi astfel de situație cu forțele militare. A zis, dacă rețin bine, ministrul de externe, secretarul de stat american, că asta este o metodă de secolul XIX. Până la urmă, în Crimeea, desigur că au fost convulsii, cum au fost aproape în toată Ucraina, dar nu a fost o situație scăpată de sub control, o situație de război civil local, ca să mă exprim așa. Nu a fost vorba de așa ceva. A fost un răspuns în forță, dacă vreți, a Moscovei, neasumată 100% până la un moment dat, cu o justificare legislativă de parcă Duma ar vota altceva decât a hotărât domnul președinte Putin. Deci comunitatea internațională, și aici vorbesc în principal de Uniunea Europeană și de Statele Unite, dar și alte state, pe undeva și protestatarii din Moscova tot așa văd. Nu e o soluție războiul, nu e o soluție intervenția militară agresivă, desigur, dacă ești atacat, te aperi. Și că acesta poate să creeze un precedent foarte periculos, dacă vreți, oriunde în regiune sau chiar și în lume. Că cel, mă rog, medieșul puternic să vină cu tancurile și să opună un teritoriu care are un statut bine conturat într-o altă țară. Acest lucru supără pe bune comunitatea internațională. Acum, spre finalul discuției, domnule Șancovaș Peter, pot să îndrăznesc să vă solicit un pronostic sau un deznodământ pe care îl vedeți dumneavoastră la această situație din Crimeea? Bine, analiștii care, desigur, au date mult mai multe decât mine, spun că se putem aștepta la o situație de asta înghețată, se spune în limbajul politic, cum este în Transnistria, unde există armată rusească și, practic, lucrurile sunt, mă rog, înghețate, relațiile de acolo.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această parte a discuției noastre. Rămâneți alături de noi în studio, pentru că mai avem de discutat mai multe cu dumneavoastră. Pe telespectatorii invit într-o scurtă pauză muzicală, un mărțișor muzical cu o melodie ucraineană, după care revenim să povestim despre femeie. На сосни і слова полеті любові, і до неї промовляв у цунках сяю, я тобі на трембіті, лиш одні в цілім світі, розкажу про любов, душа страждає, звук трембіті лунає. Серце кохає, бо гаряче, мов жар. Вже пройшло гаряче літо, гуцулиншу люби скрито, і гуцулку чорноброву, і останню ніч прощав. Черемоша грали хвилі, сумували очі сині, тільки вітер на соснині сумну пісню вигравав у цунках сяю. Я тобі на трембіті, лиш одні в цілім світі, розкажу про любов, душа страждає, звук трембіти лунає. Що серце кохає, бо гаряче, мов жар. Розкажу про любов, душа страждає, звук трембіти лунає, а що серце кохає, бо гаряче, мов жар. În săptămâna 1-8 martie, în centrul atenției se află femeile, ceea ce se va întâmpla și în ediția de astăzi a emisiunii noastre. În această săptămână, poate mai mult decât oricând, femeile primesc diverse cadouri, flori și așa mai departe, dar poate prea puțin se știe că aceste date reprezintă și date care au... sărbătoresc cumva, dacă sau celebrează lupta femeilor pentru emancipare, pentru obținerea unor drepturi. Sigur că ea a fost perioada comunistă, cunoscută poate mai mult ca o sărbătoare a mamelor, acum mai mult a femeilor. Sunt multe povești legate de această perioadă, de la pornind de la mărțișor și până la, de la ziua mamei, ziua femeii și așa mai departe. Dar alături de invitatul meu din studio, domnul Ecșan Kovács-Peter, noi dorim să ne oprim puțin asupra condiției femeii în secolul al XXI, atât în România,
cât și, de ce nu, mai departe, în alte state. Domnule Ștaian Covașpede, printre alte multe activități și preocupări ale dumneavoastră, ați va preocupa și această parte, așa că putem să vă numim și specialiști în acest domeniu. S-a îmbunătățit condiția femeii în acest secol față, să zicem, în ultimii 10 ani sau în perioada aceasta de după Revoluție. Cum a fost evoluția? Da, întrebarea e puțin încuietoare, pentru că, din punct de vedere, dacă vreți, al participării femeilor la actul politic, poate sub comunism cifrele arătau mai bine. Începând cu doamna Elena Ceaușescu, da? În funcții importante în statul comunist. Pe de altă parte, desigur, a fost ceva ultra de fațadă și cred că condiția femeii era una mai altfel decât acum și eu cred că a fost mai proastă. Deși condițiile fiecare cetățean avea loc de muncă și ca atare femeile, n-am în minte acum date statistice, poate erau într-o porție mai mare angajate în muncă decât acum. Problemele identitare totuși acum s-au pus cu mai mare acuitate și problemele de discriminare la care în continuare femeile sunt supuse. Și aici mă gândesc la mai multe forme de discriminare, numai dacă ne uităm la reprezentarea politică, vedem că este România, ghiciți la ce număr se găsește pe un plan mondial în privința prezenței femeilor în Parlament și în Guvern, locul 133. Da? Putem să ne mândrim că Ungaria este pe locul 138, deci stau deci suntem puțin mai în față, cu câteva femei mai în spate, da. Dar totuși acest loc nu ne onorează. Este pe primul loc, vă spun, este Ruanda. Wow. În Ruanda, în Suntem Africa... Suntem măcar în fața țărilor musulmane? Nu prea, nu. Acolo sunt multe țări cu zero, da. Sunt alte țări cu o reprezentare simbolică, altele o reprezentare chiar acceptabilă, dar sunt altele care chiar este zero reprezentarea femeilor. Deci bine, Ruanda e poate o excepție, acolo 51% sunt majoritare femeile. Aici, ceea ce în guvern, respectiv în Parlament. Ceea ce au fost demersuri pe care le-am întreprins... Sistemul de cote era... Sistemul de cote, da, pe care l-am promovat atât în Parlamentul României, cât și în organizația mea, UDMR, și sunt, practic, două metode. Poate sunt și mai multe, dar în principal este metoda fermoarului. Deci unde se alege pe listă, atunci un bărbat, o femeie, un bărbat, o femeie, sau invers, o femeie, un bărbat, o femeie, un bărbat. Ăsta e stil fermoar. Al doilea este puțin mai permisiv cu bărbații, pe undeva. Pentru că zice că unde sunt alegeri pe liste, acolo nu poate să figureze trei persoane de același sex pe listă, ceea ce ar însemna doi bărbați, o femeie, sau două femei, un bărbat. Chiar și acesta ar fi favorabil femeilor, este o altă temă, că în alegerile parlamentare, dacă nu sunt făcute pe listă, e mai greu. Dacă nu există o voință politică, ci numai o prevedere legală, să promovezi, să promovezi femeile. Propuneri. Sunt exemple de cum este Franța, în care partidele au preferat să plătească amenzi consistente, dar să treacă peste aceste cote, de altfel la ei legale. Dar cum a fost primită această inițiativă în privința sistemului de cote? Pe mediul politic și nu numai. Cu puțini susținători în Parlamentul României și cu nițel mai puțini susținători în UDMR, care acum foarte recent și s-a dovedit o acțiune de succes, în sfârșit a pus pe roate o organizație de femei. Și acolo s-a văzut că acest... Știu eu, bârfă, cum că femeile nu sunt interesate de viața publică, de viața politică,
cel puțin la UDMR, a căzut. A fost o efervescență, dacă vreți, în tot Ardealul, în organizațiile UDMR și chiar o competiție, cine să ajungă acolo în conducerea acestor organizații de femei. E un succes. Dar poate că puțin dăm prea multă atenție vieții politice. Da? Haideți să mergem atunci și în alt segment. Așa e. Alt segment este totuși câmpul muncii, dacă vreți. Și aici România stă poate un pic mai bine decât la reprezentarea parlamentară, pentru că în Uniunea Europeană, în general, femeile pentru aceeași muncă prestată primesc cu 16% mai puțin salar. La noi acest procent este puțin mai rău, mai prost. Aici, dacă rețin bine, primesc în jur de 18% mai puțină leafă pentru aceeași muncă. De aici pe undeva ne încadrăm într-un procent european care de altfel nu este bun. Putem și care vorbi trebuie de o dublă discriminare în cazul femeilor? Modificat. Dubla discriminare provine și din faptul că în, mai ales în familiile tradiționale, dar care sunt în majoritate, femeile sunt obligate pe undeva să facă și munci casnice, îngrijirea copiilor, îndeopște cade într-o măsură mai mare în sarcina femeilor. Este o muncă foarte răpitoare de timp, dacă vreți, e o muncă frumoasă, de altfel să îngrijești copiii, dar care nu se reflectă, dacă vreți, nici din punct de vedere material, nici din punct de vedere al socialului, a respectului pentru femeia care lucrează, cum să zic, în două schimburi. Și care este atunci rolul, care ar fi rolul bărbatului într-o societate în care femeia este emancipată? Rolul bărbatului este să fie partener, dacă este nevoie să meargă el în concediu de îngrijire a copilului. Avem și la noi există legislație care permite acest lucru. Și sunt și exemple în care se face, mai ales din considerente de ordin material, și este o asumare, dacă vreți, a muncilor casnice și de educare a copiilor de către bărbați. Benevolă, de altfel, așa îți respecti partenera de viață dacă ajuți într-un rol covârșitor la treburile familiei. Care ar fi provocările femeii în ziua de astăzi, dincolo de ceea ce deja ați menționat, ce ați evidenția mai mult? Provocări întotdeauna sunt și pentru bărbați de altfel, dar pentru femei una dintre provocări este dacă cât de mult se dedică carierei și cât de mult sau se dedică unei cariere așa casnice, ca să mă exprim așa, și de creșterea copiilor. Niciuna dintre proiecte nu este una, ca să pot spune că una este bună, cealaltă este proastă. Nu, ambele sunt lăudabile. Dar aici femeia este cea care trebuie să decidă ce este într-un anumit punct important pentru cariera ei, iar femeile care aleg mai mult un statut casnic și de creșterea mai multor copii să aibă recunoașterea și materială și morală a societății pentru această decizie. Dar ceea ce este iarăși, cred, o provocare importantă pentru femeile, mai ales tinere și emancipate, este ca societatea să le asigure condiții ca să aleagă și cariera și copilul. Adică faptul că ai un copil sau mai mulți copii să nu fie o piedică în calea carierei profesionale. Aici am vorbit foarte multe lucruri teoretice, dar trăim în societate și aud și văd, fac în concret, când femeile nu se angajează dacă sunt gravide. Se angajează mai greu o femeie în anumite sectoare pentru că e tânără și va naște și copil, exact, și va ieși. Viața căsătorit, da. Deci aici și legislația, dacă vreți, și legislația și optica, cred că trebuie să fie schimbate. Sunt țările nordice, să mă reîntorc, unde
unde s-a hotărât și cred eu pe bună dreptate că nu numai spectrul politic interesează în privința participării femeilor, ci și în sfera privată. Da, un lucru interesant este, de exemplu, că femeile sunt foarte bine reprezentate în mediul ONG-urilor. Uitați, și noi putem să ne mândrim că femeile sunt foarte bine reprezentate în învățământ, ceea ce este important, în justiție, hai că aproape că nici nu mai spui judecători, ci numai doamna judecătoare. Dar acest lucru probabil caritatea este o calitate mai ușor recunoscută, nu știu, la femei. Bine, aici trebuie să vorbim câte directoare de bănci avem în România. Nu prea știu dacă la nivel național sunt. Câți directori la firme mari sunt, câți femei sunt în consilie de administrație, dacă vreți, al firmelor cu capital majoritar de stat. Hai că ar trebui să îi luăm, care au, da, sau spune, ar trebui da, să-i luăm și pe ei în echipă ca să, să fim mai la egalitate. Sigur, aș avea foarte multe întrebări pentru dumneavoastră legate de partea asta. Vreau să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră ziua femeii și cum o marcați dumneavoastră în familie, dacă în familie, o marcați. O marcăm, da, o marcăm printr-un buchet de flori și o pupătură pe obraz. Deci o recunoașteți, e ziua femeii, e ziua mamei, ce este pentru... Mai ales la catolici, ziua femeii și ziua mamei sunt două date diferite. Aceasta este ziua femeii. Aceasta este ziua femeii. Se oferă și mărțișoare la început de primăvară? La noi, la maghiar, mai primăm și noi de la români, dar în genere... Numai la femei sau și la bărbați? Că sunt unele zone... Numai la femei și nu se prea practică. Mai preluăm, dacă primește fiica mea un mărțișor de la un băiat, atunci o primește cu bucurie. Mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi și astăzi. Vă așteptăm, bineînțeles, și cu alte ocazii. Și spunem la mulți ani și soției dumneavoastră și tuturor femeilor, fetelor care sunt în familia dumneavoastră, viața noastră. Vă mulțumim foarte mult! La revedere! Stimați telespectatori, vă propun un material, după care revenim cu un alt invitat cu care vom discuta mai multe despre o personalitate emblematică a Transilvaniei, Miklós Bamfi. Die Schrift in Flammen gab der Zusammenarbeit zwischen dem ungarischen Generalkonsulat und dem Deutschen Kulturzentrum Klausenburg die Möglichkeit, am 28. Februar Bamfi Miklós in drei Sprachen zu präsentieren. Darüber sprachen in ihren Reden Mokto Janosch, der Generalkonsul Ungarns in Klausenburg, und Fabian Mühltaler, der Leiter des Deutschen Kulturzentrums Klausenburg. Aici este, de fapt, aș zice, un experiment. Un experiment al Consulatului General Ungariei și al Institutului Cultural German din Cluj-Napoca. Noi, ca Consulat General, foarte mulți care stau în sală știu foarte bine, facem, de fapt, și poate în exclusivitate, programe în limba maghiară, câteodată bilingve, maghiar și român. Azi vom avea un program unde limba maghiară nu va fi folosită. În schimb, vom avea acest program în limba română și în limba germană. Cine nu vorbește ambele limbi poate să ceară o cască și totul va fi tradus simultan. De ce suntem aici? Suntem aici pentru a face o prezentare scurtă a cărții trilogia transilvană de Bamfi Miklós. Auch für uns ist ein Experiment. Wir haben uns lange gefragt, wie wird sich wohl das Publikum heute zusammensetzen. Und ich bin sehr froh zu sehen, dass es sehr gemischt ist, sehr unterschiedliche Leute hier sind und das eben auch zeigt, dass ein Autor, eine Person wie Bamfi Miklós für Siebenbürgen steht und viele Gemeinsamkeiten eben hat. Ich möchte mich auch bedanken bei unseren Gästen, den beiden Übersetzern, Herrn Oplatka, Herr Tabakko und Herrn Wichner, der schon bei uns bei der Hertha-Müller-Ausstellung moderiert hat.
Zu dem Werk Banfis berichtete uns Ernest Wichner, der Leiter des Literaturhauses Berlin. Die ganze Trilogie kenne ich noch nicht. Ich kenne die ersten beiden Bände, denn die sind ins Deutsche übersetzt worden. Der erste Band ist vor 2 Jahren erschienen, der zweite Band vor 1 Jahr. Und die hatte ich gelesen, als ich im März im vergangenen Jahr nach Klausenburg kam, nach sehr langer Zeit. Ich war 1971 zuletzt hier gewesen. Ich habe damals Aufnahmeprüfung an der Germanistik in Klausenburg gemacht und nicht bestanden. Und dann bin ich nach Temeswar zurückgegangen, wo ich dann studiert habe. Und von dort bin ich ausgewandert nach Deutschland mit 23 Jahren. Also ich war im vergangenen Jahr hier und hatte die beiden Bücher von Miklós Banfi gelesen. Und dann habe ich hier mitten in der Stadt das Banfi Palais gesehen. Und dann bin ich nach Bontida gefahren und habe dort das ruinierte Schloss gesehen und gesehen, dass da so ein bisschen wieder restauriert wird. Und habe dann dem Fabian Mühlthaler begeistert von meiner Lektüre erzählt und ihm auch dargestellt, dass wenn es hier ein deutsches und ein ungarisches Kulturinstitut gibt und rumänische kulturinteressierte Menschen, setze ich voraus, dass es in Klausenburg gibt, dann sollte man doch eine Veranstaltung machen mit allen 3 Sprachen und diesen Schriftsteller vorstellen, denn der ist wichtig für Siebenbürgen und vor allem wichtig, nachdem es ihn jetzt auf Deutsch gibt, ist es besonders wichtig, dass er auch auf Rumänisch erscheint, denn auch Rumänen könnten einiges über die Geschichte Siebenbürgens aus diesen Büchern lernen, die sie so in der rumänischen Geschichtsschreibung nicht vorfinden können. Und es ist hochinteressant, die Perspektive eines anderen auf die Region, in der man lebt, zu kennen und zu erfahren. Und deshalb freut es mich besonders, dass heute Abend diese Veranstaltung stattfindet und dass sie in 3 Sprachen stattfindet, in Ungarisch, Rumänisch und Deutsch. Dürfen wir jetzt schon fragen, wann wir Sie das nächste Mal in Klausenburg, in Siebenbürgen oder vielleicht in Rumänien begrüßen dürfen? Ach, ich bin oft in Rumänien. Ich übersetze viel aus der rumänischen Literatur und bin dann in Bukarest auf der Buchmesse oder ich war im Herbst in Iași bei diesem großen Literaturfestival Filit. Und nach Klausenburg komme ich im Herbst wieder. Dann wird es ja eine Tagung geben zum Thema Diktatur und Literatur. Und dort werde ich über meine Erfahrungen mit Diktatur als junger Autor sprechen. Also ich bin in den letzten Jahren oft hier und das bringt mein zweiter Beruf, nämlich das Übersetzen, so mit sich. Über seine Erinnerungen als junger Schriftsteller in Siebenbürgen im Vergleich zu seinen Aufenthalten in den letzten Jahren, so Wichner. Damals war ich sehr jung, damals war ich 20 und da sieht die Welt, auch wenn es der Kommunismus war, fröhlicher aus, als die Welt aussieht, wenn man Anfang 60 ist. Auf der anderen Seite, also so, das ist in aller Kürze und auf der anderen Seite ist es natürlich angenehmer, durch eine Stadt zu gehen, wo man das Gefühl hat, die Menschen sind frei, sie können tun und lassen, was sie wollen oder für richtig halten, als in einer Stadt, in der alles unter Kontrolle ist und alles nach einem festgelegten Schema stattfinden muss und wo es Elend gibt und die Menschen nichts zu essen haben. Also ich fühle mich jetzt in Klausenburg so wie anderswo auf der Welt auch. Also was mir gefällt an der Stadt, gefällt mir und was mir weniger gefällt, gefällt mir weniger. Das kann mir aber auch in Marseille passieren oder in Rom. Zu seiner Arbeit als Übersetzer berichtete uns Andreas Oplatka, der die deutsche Übersetzung des Werkes Die Schrift in Flammen vollbrachte. Es ist ja nicht so, dass ich den Roman erst beim Übersetzen kennengelernt habe. Ich hatte den Roman gekannt. Der Verleger hat mich um ein Gutachten auch gebeten, ob er den Roman machen soll oder nicht. Ich habe mit etwas Vorsicht und Zurückhaltung zugeredet. Und dann ist mir der Roman zum Übersetzen anvertraut worden. Ich habe natürlich den Roman beim Übersetzen ein zweites Mal kennengelernt, diesmal natürlich Wort für Wort, und bin eigentlich nachträglich sehr froh und dankbar, dass ich diesen Text doch jetzt mal ganz gründlich nochmals habe lesen und übersetzen dürfen. Ich denke, man findet sehr vieles an Verstecktem, was man beim ersten doch mehr oder minder flüchtigen Lesen eben nicht bemerkt.
Gibt es Passagen in dem Roman, die Sie persönlich vielleicht gefühlsmäßig oder vielleicht bezüglich der Kultur, der damaligen Kultur, der damaligen Geschichte Siebenbürgens beeinflusst, beeindruckt hat? Also es ist schon ein Erlebnis eigener Art, wenn man das heutige Siebenbürgen kennt, zur Kenntnis zu nehmen, wie Siebenbürgen vor 100 Jahren gesellschaftlich zumindest in einer gewissen Schicht ausgesehen hat. Es ist aber nicht, vielleicht nicht der wertvollste Teil des Romans, wie mir scheint. Denn Sie fragen nach beeindruckt werden, dann würde ich sagen, die Personenbeschreibungen, aber insbesondere die Naturbeschreibungen, die sind wohl die stärksten Teile des Romans, sind übrigens entsprechend auch die schwierigsten zum Übersetzen. Und inwieweit, denken Sie, glauben Sie, konnten Sie als Übersetzer oder vielleicht auch ein wenig als Autor der deutschen Variante mitwirken bei der Erscheinung des Romans in deutscher Sprache? Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage, weil da jeder einzelne Übersetzer, jede Übersetzerin ja die eigene Philosophie hat diesbezüglich, wie weit ein Übersetzer frei ist, wie weit er selber gestaltet, wie weit er tatsächlich Mitautor ist. Also meine Auffassung ist die, so eng am Ursprungstext bleiben wie nur möglich, so wenig der eigenen Fantasie Raum lassen, wie man das auch noch verantworten kann. Eigentlich, ich bin nur ein Mittler in meiner Interpretation, ich diene dem Werk. In einer Hinsicht habe ich mir ein bisschen Freiheiten genommen, um es Ihnen zu sagen, und zwar in dem Augenblick, in den Augenblicken eher, wo ich versucht habe, gewisse, sagen wir mal, zur Sentimentalität neigende Teile des Romans bei Wahrung der Texttreue doch etwas härter auf Deutsch wiederzugeben, damit der Roman nicht irgendwie in Verdacht gerät, das sei jetzt eine sentimentale Liebesgeschichte, denn das ist er nicht und wirkt heute aber in einer anderen stilgeschichtlichen Situation vielleicht anders, wäre in der Gefahr, wollte man das ganz wortgetreu zurückgeben, wiedergeben. Stimați telespectatori, vorbim despre figura emblematică a unui scriitor transilvanian, Miklós Bamfi, despre un eveniment cultural recent legat de lectura unei trilogiei transilvane foarte cunoscută a acestui scriitor. Alături de mine în studio se află domnul Marius Tabacu, muzician, publicist, traducător, foarte multe, directorul filarmonice de Slavii Transilvania, foarte multe. De data aceasta sunteți cumva mai mult în calitatea dumneavoastră de traducător al trilogiei transilvane, deocamdată sunteți în lucru cu primul volum. Cum merge partea aceasta de traducere? Dacă aș avea timp să lucrez, ar merge bine. Nu prea am... Când ați început-o? Cândva în toamnă am început-o, dar nu pot să spun cât timp am lucrat la roman, la aceste 100 și vreo 30 de pagini câte am tradus până acum, fiindcă le fac pe bucățele câtă vreme am să mă ocup de asta, fiindcă am multe de făcut, așa că nu mă pot ocupa tot timpul de roman. Ceea ce este și un handicap, fiindcă de multe ori îmi ies din lume. Ies din limbaj, ies din ceea ce se petrece în roman și nu întotdeauna este ușor să revii acolo, să reînnoți firul acolo unde firul s-a, hai să zicem, nu s-a rupt, dar s-a subțiat, fiindcă sunt destul de preocupat de romanul lui Catar, de altfel este o muncă destul de mare. Cu siguranță, nici nu mă îndoiesc de acest lucru. Cum, acum să pun o întrebare, cred că pe care o primesc mulți traducători. Care e diferența între a citi și a te bucura de o lectură și după aceea a merge mai departe și a încerca să traduci
Nici atât nu mă pot bucura de lectura unui roman pe care, sau unei lucrări, unei cărți pe care urmează să o traduc, fiindcă în momentul în care știu ce am de făcut, citesc cu totul alt ochi. Trebuie să recunosc că am avut uneori intenția să traduc fără să citesc înainte cartea respectivă, gândindu-mă că în felul acesta voi reface într-un fel, sau voi încerca să refac într-un fel parcursul pe care l-a străbătut scriitorul scriind cartea respectivă. E bine, m-am lecuit de această meteahnă atunci când am tradus Plimbarea lui Attila Bartis, în care a reieșit în ultimele pagini că personajul principal era o femeie. Lucru care în limba română mi-a creat dificultăți ulterioare foarte, foarte mari. A trebuit să refac toată traducerea, fiindcă în limba maghiară e simplu, nu există genuri. În limba română, în schimb, există. Când l-ați descoperit dumneavoastră personal pe Mikloș? Știam de Mikloș, de Banfi Mikloș, de contele Banfi. Știam că este o mare figură a istoriei transilvaniene. O personalitate complexă. Personalitate complexă. A fost ceea ce se numește un poliistor născut. Și să enumeri toate cele câte le-a făcut e greu. Hai să nu le uiți câteva. Bineînțeles, a fost politician, a fost ministru de externe, a fost intendentul operei din Budapesta, a fost grafician, un grafician excelent, a fost un foarte, foarte bun, foarte bun redactor de revistă, de publicații, a fost scriitor, a fost de toate la viața lui. Influența lui s-a făcut simțită în toate domeniile. Da, sigur că, dar fără el nu am fi, poate că, cine știe, poate nu l-am fi cunoscut pe Bartok sau n-am fi cunoscut operele lui Bartok, operele și s-a născut aici, scenice. La Cluj-Napoca. S-a născut aici, la Cluj, a trăit aici și a trăit în lumea aceasta, a trăit în lumea lui, dar a știut pe ce lume trăiește, ca să vorbesc puțin mai colocvial, a știut exact cum arată lumea în care trăiește, a știut care sunt metehnele lumii respective, pe care le-a scris foarte frumos și foarte bine. De la fel, toată această trilogie reflectă foarte, foarte, foarte fidel calea pe care a străbătut-o societatea lui, până la tragedia secolului 20, până la tot ce s-a întâmplat în secolul 20. Bine, cartea se termină, romanul se termină în 1910, înainte de expunerea războiului, dar premisele a ceea ce avea să se întâmple după aceea sunt foarte clar, foarte frumos conturate în trilogie. Tocmai de aceea trilogia este de o importanță capitală pentru noi cei care trăim aici, pentru noi cei care ne tragem din cultura transilvană. Pentru mine este foarte curios faptul că până acum aici nu a fost cunoscut, nici măcar în cercurile maghiare nu era chiar atât de bine cunoscut. De ce credeți că s-a întâmplat acest lucru? Nu știu, asta este un lucru asupra căruia merită să reflectăm, dar nu știu dacă are rost din moment ce acum începe să fie cunoscut. În schimb... Sunt pași importanți. Acum 140 de ani, un jubileu, 140 de ani de la nașterea lui Mikloș Banfi. Bine, oricât ani ori fi fost, bine că îl cunoaștem acum, bine că apucăm să-l cunoaștem acum, mai bine atât de toate. Are un succes foarte, foarte mare în limbile în care a fost tradus. În Anglia este comparat cu Turgenev, în Germania, Spania, Franța, peste tot este foarte, foarte bine. Și acum, după câte am aflat, a început să fie tradus în limba chineză. Sunt curios, cititorii chinezi ce vor înțelege din toată povestea asta. Probabil cam tot atâta cât înțelegem și noi din cărțile chinezești care ajung până la noi. Deci să înțeleg că traduceri în limba română, în afară de această traducere pe care ați pregătit, nu există ale altor opere. Pe deasupra, doar ca să termin ideea, am auzit și că chinezii vor să facă un film. După trilogia aceasta. Sunt foarte curios să văd trilogia transilvană în limba chineză, dar, mă rog, hai să vedem ce o să iasă. Ceancă este o personalitate care s-a străduit să mențină și un echilibru între diverse comunități care Da, a fost un om foarte deschis la minte. A fost un om foarte, foarte deschis la minte. Un om care, bineînțeles, știa foarte multe limbi. Era un poliglot, ca de altfel marea majoritate a nobililor transilvani.
ca marea majoritate a intelectualilor transilvani de pe vremea aceea și mai după aceea. Încă pentru părinții mei era un lucru cel mai firesc de pe lume să vorbească cele trei limbi, cum am fost educați și noi de altfel să le vorbim. Păcat că acest obicei se cam pierde în neant, dar mă rog, asta este altă mâncare de pește, măcar să vorbim corect limba maternă și asta este deocamdată este un lucru foarte, foarte mare și nu întâlnit la tot pasul. Iată că a revenit în atenția publicului cu acest eveniment cultural recent despre care am văzut și noi din aur un material realizat de colega mea Isabela Weibel. Vorbim despre această lectură publică în limba română și germană a părților din primul volum al trilogiei transilvane. Cum a fost la eveniment? Cum a fost publicul prezent? M-a interesat în mod deosebit apropo a fost mult mai multă lume decât mă așteptam să vină. Din experiența mea în acest domeniu nu este tocmai fericită, așa că întâlnirea de vineri seara a fost pentru mine o revelație. A fost multă lume. A fost multă lume care nu știa limba maghiară, de altfel organizatorii s-au străduit să elimine total din această barieră. Această seară să elimine total limba maghiară. A fost consulatul maghiar împreună cu Centrul Cultural German, a organizat treaba asta, dar acolo nu s-a vorbit în limba maghiară, fiindcă era vorba de traducere, așa că am vorbit în traducere. Am vorbit în limba germană, am vorbit în limba română, despre Banfi și lucrul a fost foarte bine primit după câte mi-am dat eu seama, după reacțiile celor din sală. Au fost foarte plăcut surprinși că li s-au adeverit veștile pe care le avuseseră, toți auziseră de aici, de acolo, de pe la unul, de pe la altul, că, domnule, ce interesant scriitor este ăsta. Și acum au văzut că, într-adevăr, se pare că este un scriitor interesant, care s-ar putea să aibă succes. Deocamdată să vedem să termin traducerea și să apară. Pe rând o să apară probabil cărțile, așa cum au apărut și în celelalte limbi. De exemplu, limba germană a apărut primul volum, apoi a apărut al doilea și acum al treilea este ținut la păstrare ca să se vândă primele două. Urmând ca după aceea, ca un bonus, să apară încheierea. Există rețea de distribuție acestor volume? Sigur că da. Fiecare editor își are rețea ei de distribuție. Se poate găsi în librării. Da, sigur că da. Dar deocamdată vă spun, volumul al treilea în Germania este pus la păstrare ca să-și facă traiul primele două volume. Primul volum deja este bine vândut, al doilea volum abia a apărut, începe să fie vândut. Și editorii, respectiv cei care vând cărțile, așteaptă ca să-și facă efectul primele două, ca să apară, să-l pună pe piață. E gata traducerea, de altfel, și traducerea celui de-al treilea volum. Varianta în germană a schimbat denumirea originală. Ce se va întâmpla cu... Nu știu încă titlul. Deocamdată rămânem la trilogia transilvană, care va rămâne ca subtitlu în orice caz, urmând ca pe parcursul muncii să se cristalizeze un titlu pentru mine, care, bineînțeles, că va fi dezbătut și cu editorul care va fi să fie, nu știu care este acela, așa mai departe. Deocamdată important este să fie traducerea făcută. Ce măsură ați împărtășit impresii cu celălalt traducător, cu domnul Oblatka? Cu domnul Oplasga suntem de mai mult timp în legătură, așa că nu a fost o noutate pentru noi. Și pentru dânsul este nițeluș mai ușor din câteva puncte de vedere decât pentru mine, fiindcă dânsul își poate permite să, de exemplu, să folosească denumirile localităților așa cum sunt în carte. Bine, eu nu pot să le folosesc așa, fiindcă ar fi foarte, foarte straniu să spun că ne-am dus la Moroș-Vașarhe, așa, sau ne-am dus la Șiclud, sau așa mai departe, așa cum sunt în limba maghiară, pentru că toate aceste localități au și o denumire română. Ceea ce este firesc să folosesc denumirile românești. Problema intervine doar acolo, atunci când scriitorul pune denumiri de localități fictive. Cum este Dieneștornia, în loc de Bonsida, unde este castelul lor. El folosește denumirea de Dieneștornia, care nu există la astfel de localitate, deci a trebuit să inventez o denumire tot
românească, cu accente, cu sonoritate românească, care nu există. La mine deocamdată este localitatea Dienești, care așa nu există în Transilvania, nicăieri. Dar Dienești, ori Dienești, se pare bine. Cine știe, poate să rămână așa, nu știu. Am cu siguranță deja și contra dumneavoastră că această trilogie Transilvania are, se află în centrul, putem spune, poate în centrul operei lui Miklos Banfi. Să ne vorbiți puțin despre ce poate citi omul care ajunge fie în german, în maghiară sau cât de curând sperăm și în română, ce poate, care e firul poveștii, dacă putem să facem așa un mic teasing. Sunt multe fire în toată povestea asta. Aceasta este un așa numit bildungsroman, așa că nu pot să spui că romanul are o veste. La ce să se aștepte cititorul? Bine, cititorii pot să aștepte la multe. Sunt multe categorii de cititori care își vor găsi plăcerea citind această carte, fiindcă este vorba și de o poveste de dragoste foarte frumoasă, de mai multe povești de dragoste, de altfel, dar este povestea, în primul rând, povestea de dragoste a personajului principal, care, de ce să nu recunoaștem, se confundă adeseori din multe privințe cu autorul, dar autorul s-a ferit ca dracu de tămâie ca să facă apropouri directe la familia sau la persoana sa. Deci este vorba de o poveste de dragoste, este vorba de povestea acelei societăți nobiliare transilvane care în inconștiința sa a alergat cu pieptul deschis spre tragedia care urma să se întâmple cu ei. Nimeni nu trecea prin cap că Austro-Ungaria va dispărea, de exemplu, nici austriecii nu credeau treaba asta. Bine, austriecii pe vremea aia nu-l citiseră pe Muzil, bineînțeles, nu avea de unde să-l citească, dar dacă ar fi știut ce este în capul Muzil, poate că ar fi fost mai atenți la ce se întâmplă în jurul lor. Atât domnul consul al Ungariei, cât și cei de la Centrul Cultural German au numit acest eveniment un experiment. Cum vi s-a părut? Așa ceva nu s-a mai întâmplat până acum. Eu n-am participat cel puțin la ceva asemănător. Da, a fost într-adevăr un experiment. S-auzi un roman, sau mă rog, fragmente din roman, bineînțeles, citite în mai multe limbi. Ei s-au oferit să ne lase să citim același lucru în ambele limbi, tocmai pentru ca să arate cât mai multe aspecte ale cărții. Erau traducători simultani, deci presupun că cei care nu cunoșteau o limbă sau alta tot și-au făcut o idee despre ce era acolo. A fost un singur pasaj de câteva pagini care l-a citit domnul Oplatka și l-am tradus și eu în limba română, deci a fost o mică, să spun, o mică parte care a fost în ambele limbi. Poate și-au dat seama în felul acesta cum sună același lucru în ambele limbi. În rest, fiecare a citit ce a crezut de cuvință, ce i s-a părut că sună cel mai bine în limba respectivă. Oricum, a fost pentru mine o experiență foarte, foarte inedită și, de ce să nu spun, foarte plăcută. Noi vă mulțumim foarte mult, domnule Tabacu, că ați fost alături de noi. Vă dorim inspirație și spor la traducere și așteptăm cartea și volumele, primul volum, cel puțin, în limba română. Mulțumim foarte mult! Și eu vă mulțumesc! Stimați telespectatori, îmi iau la revedere de la dumneavoastră. Nu uitați că ne puteți găsi și pe Facebook, pe YouTube și, de asemenea, ne puteți urmări și online pe canalul tvrplus.ro. Sunt Maria Cinarjiga și vă doresc toate cele bune!